ASEA Târgu Mureș începe anul cu cel puțin 2 noi jucători. La reunirea lotului din 9 ianuarie vor fi prezenți nou veniții din Liga Secundă, Gabriel Matei, fundaș, Laurențiu Buș, mijlocaș. Primul este fundașul dreapta în vârstă de 25 de ani, care a debutat la Internațional Curtea de Argeș în 2008, evoluând apoi în tricourile formațiilor Pandurii Târgu Jiu, Steaua, FC Brașov, Academica Clinceni, în turul actualului sezon. A jucat în 14 partide în Liga a doua, reușind 2 goluri și o pasă de gol. Evoluează în principal ca fundaș dreapta, dar poate urca și la mijlocul terenului. Are în palmares titlurile de campion în 2013 și 2014 și Supercupa României în 2013, toate cu Steaua București. Laurențiu Buș este mijlocaș în vârstă de 28 de ani și a început cariera de jucător la Universitatea Cluj în 2003, trecând apoi pe la formațiile Poli Timișoara, Arieșul Turda, Oțelul Galați, Ienisei, Krasnoiarsk din Rusia, Rapid București, Dunăra, Călăraș. În turul acestui sezon, la formația de Liga Secundă din Călăraș, Laurențiu Buș a înscris 12 goluri în cele 17 partide disputate, având și 7 pase de gol. Postul său principal este de mijlocaș dreapta, dar poate juca și pe partea stângă. A câștigat în sezonul 2010-2011 cu Oțelul Galați campionatul și Supercupa României. Sâmbătă 9 ianuarie la ora 14:30, lotul formației se va reuni la Academia de Sport în vederea startului pregătirii de iarnă pentru partea a doua a campionatului. În 18 ianuarie, lotul ASEA Târgu Mureș va pleca într-un cantonament de 16 zile în Antalya. Dintre cele 5 jocuri amicale planificate, 3 au fost deja confirmate. Este vorba de partidele cu FC Zira din Azerbaidjan pe 22 ianuarie, o formație din Polonia și alta din Cehia.